Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, a venit astăzi la DNA Ploiești, însoțită de avocatul său. Se pare că aceasta a oferit procurorilor informații legate de dosarele instrumentate de DNA Ploiești. La sosire, Alina Petre a refuzat să dea declarații cu privire la eventualele denunțuri. Aceste lucruri sunt confidențiale, nu pot, vă dați seama că pot să periclitez o anchetă. Da, ați mai făcut dezvăluiri, mă gândeam că poate veți face și după ce veți da de vorba. Da, dar am făcut în măsura în care mi s-a permis. Dar în legătură cu denunțurile pe care le-ați făcut la București. De ce așa târziu? Cum de ce așa târziu? De ce nu dacă știați toate aceste lucruri, de ce nu ați vorbit despre ele mai devreme? Am mai spus și s-a și publicat. De frică. Ce efect? Mi se pare că e ușor să fac acest lucru. Frică de cine? Astăzi la Ploiești. Care e motivul pentru care veți sta de vorba astăzi cu procurorii de la Ploiești? Chiar nu pot să vă spun astăzi. Alina Petre a declarat însă că speră să o protejeze statul și legea. V-ați luat măsuri de protecție, având în vedere că sunt presiuni făcute asupra dumneavoastră în această perioadă? Ce înseamnă măsuri de protecție? Nu știu, mă gândesc în nu sensul de a vă... Nu măsuri de protecție, sper să mă protejeze statul și legea. Fosta noră a lui Virgil Măgureanu a stat o oră în biroul procurorilor. Este vorba de alte dosare care au legătură în special cu Romprestu, evident, și se referă la amenințări și presiuni făcute asupra doamnei Măgureanu pentru a nu vorbi venite din partea apropiaților asociațiilor acelei. Amenințări presiuni făcute după primele denunțuri? Sau? Da, și înainte da, și noi în seara aceasta ne vom afla la poliție să dăm și probele de pe telefoane, mesaje, tot și unde mergeți la poliție? Am bucurat. La secția TED. Iar noi vă întrebam, prezența la Ploiești înseamnă că este un dosar nou? Sau? Nu înseamnă nimic. De ce aveți să vă spun? Dacă nu putem să vă spunem, hai. Despre Codruț Marta ați mai auzit și în alt context sau decât acela despre care ați... Mai vorbim, nu mai pot să spun nimic. Mulțumesc mult! Alina Petre a depus o serie de denunțuri la DNA, structura centrală, denunțuri care vizează persoane importante.